Eu nu cred că o să apuc vreodată în viața asta să mă plictisesc cu micuțul. Mai ales după alegeri. Bă, mâncaia, stai că l-am uitat, bă, băi, cât de șmecher e Nea Florinei. Nea Florinei! Toată lumea pe batale, toată lumea te votează, Nea Florinei. Mersi mult, anuțule! Eu cred că așa a fost, pe cuvântul meu, doamnă. Nea Florinei, pe batale, toată lumea! Mersi mult, anuțule, fă-mă poză! N-ai cum. Adică, mă rog, eu nu vreau să mă pronunț în numele vostru, dar eu cel puțin n-am cum. N-am cum să mă abțin. Hai, micuțule, că... Nu de alta, da. Păi, cred că au trecut aproape 6 luni de când ne-am văzut ultima oară. Dacă nu mai bine, mai zic bine eu. De 6 luni. Deci îți dau cuvântul meu de onoare că începuse să mi se facă dor de tine cum era lui Nicușor Dandă. Să mai Victorie. Câștige și da, și mie. Dar de la dans, de fapt, nu ne-am mai văzut. Dar ne-am văzut pe... Da, mă, de la online. Dans, așa e, dar doar online. Și la dans, pe ce am dansat împreună, am dansat fiecare pe balconul lui. Ce frumos ai dansat. Ce frumos ai dansat. E muzica din tine. E muzica din jurul nostru. Fii atent aici, că e zi de sărbătoare mare. 30 de secunde, trebuie să ai răbdare puțin, dar spun că nu o să-ți pară rău după aia. Să vezi că oamenii se bucură, mă. Întâi sunt imaginile care fac cinste, imaginile care au scos pe oameni la urne, care au făcut să tresalte de bucurie, bă, să vibreze și, nu în ultimul rând, să voteze. Hai să folosim copiii în campanie! Fii atent că ăsta e după campanie. Ăsta este un video apărut astăzi și cântecul spune de, vorbește de victoria lui. Auzi? Ia auzi. Măi, mărenii au votat, om bun cu suflet curat, om bun cu suflet curat, la 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 la. Cătălin a câștigat, în Baia Mare un nou mandat, în Baia Mare un nou mandat, la 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 la. Bă, uite, asta ți arată că oamenii știu în continuare să se bucure. Pentru sunt că, micuțule, învățați să se bucure. Nu, tu trebuie să știi că noi avem, a rămas un gol în sufletul nostru. Tu aduți aminte că, pe vremuri când eram noi de vârsta celor care cântă aici atât de frumos, bă, erau cântați conducătorii aproape, nu știu, cel puțin o dată pe lună era un motiv. Lucrurile astea au dispărut. Bă, oamenii au rămas cu un gol în suflet. Pentru că noi simțim nevoia să dăruim, să dăruim iubire, bucurie, sentimente plăcute în general. Oamenilor în care ne punem încrederea, exact, nădejdea, speranța. Pe și în America cântau aia, Donald Trump e, Donald Trump e, i-am ales pe tine azi noapte. Cu dragoste și respect, păi mărenii te-au ales, păi mărenii te-au ales, la 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 la. Ăsta mi candidează și el într-o zi, îl văd. Păi să nu te mire, pentru că nu știu dacă ești la curent, dar să știi că în campania asta acum au trecut deja copiii la cârmă. Adică există, da, cel puțin un caz în care fiica a candidat și a și câștigat și l-a înlocuit pe tatăl. Nu e, mă, frumos, mă? Nu e, mă, frumos, mă, că oamenii știu să se și bucure, mă? Pentru că noi aici la București am uitat, mă, să ne bucurăm. Mergeți în voluntar să vedeți cum arată o fostă comună cu noroiul până la genunchi și cum arată acum. Sau că am avut o caracatiță. Eu abia aștept întâlnirea domnului Dan cu caracatița mea. Mamă, nu pot să-mi scot imaginea din cap acum, bă, băiatul. Că-l văd pe ăla subt așa, îl văd pe ăla așa cum nu mai poate să respire săracul. Că mă-i dă cu smog pe față. Cum îl împroașcă cu cerneală. Și el țipă. Și tu, Gauss. Da, da, da. Exact, exact. Sau că am avut o caracatiță. Eu abia aștept întâlnirea domnului Dan cu caracatița mea. Mi-e foarte greu să scot imaginea din cap. Și are și ochelarii aia, știi? E și vina lui, mă, că a vorbit numai de caracatița asta în toată campania acum. Băi, da, da. Până la urmă, la voluntar, ce s-a întâmplat? Că eu habar n-am. A luat? A luat soțul. Păi, măcar să mai aibă bani în familie un pic de undeva. A luat pentru că oamenii știu să recompenseze. Oamenii știu ce e consecvența. Da, da. Să știi, sunt localități în țară, sunt zone unde oamenii sunt consecvenți. Uite cum ai văzut și la Baia Mare. Și la Deveselu. Asta de la Deveselu a ajuns și la CNN. Bă, e păcat să n-ajungă. Adică, în primul rând, îl bași pe listă, da, unul la mână. Da. Omul a fost pe listă, e foarte adevărat. Dar el s-a prăpădit, Dumnezeu să-l odihnească, cu 2 săptămâni înainte. Știu, dar a scos de pe listă.
Că-s două săptămâni, nu-s două zile. Bă, ce, că dacă... printaseră... Făcuseră oamenii, treaba aia, cum se zice. Printaseră hârtii, scriseseră hârtiile alea. Dar de veselu, iartă-mă un pic, te rog frumos, da? Îți zic imediat. Da. De veselu... Da? Ce, 2.500.000 de... E municipiu, îți spun eu. Nu e, mă, unde avem noi scutul de apărare? Ba da, are 3.157 de locuitori. Nu ai tu timp în două săptămâni... Lux, bă. ...să mai... tragi niște din alea alb-negru așa la imprimantă pentru 3.157 de oameni? Fiind, scuză-mă, micuțule, dar poate privită și ca obiectiv turistic, fiind scutul ăsta de apărare acolo. Și n-au avut când. Nu, dar te gândi, dacă-ți vin 30.000 de oameni. Brusc, da, da, corect. Nu s-a pomenit? Unde să ai buletin? Da. Și am înțeles că nu se mai putea anul ăsta cu autocare, dar s-a inventat viza de flotant anul ăsta. Deci, dacă își făceau ăștia, mă, 25.000 de vize de flotant în două săptămâni ale. Americanii. De la scut de acolo. Dar fii atent ce au zis alegătorii, mă, că au fost la mormânt. Știu, dacă știi, știu, după aia, da? Știu. Să-i mulțumesc. Uite, mă, ce zice. E victoria noastră, vă dedicăm și pe următoarea tot dumneavoastră o să o câștigați. Deci oamenii sunt consecvenți și vor fi până la capăt. Mie de altceva mi-e frică. O să organizeze un nou tur de scrutin. Slavă Domnului, fiind vorba de deveselu, cred că bugetul local își permite. Nu știu, mă gândesc, mă, dacă au scutul ăla antirachetă. Au bani. Bă, ori avea și ei ceva bani. Cineva o plăti ceva. Au magazin non-stop, sigur. Deci, nu cred că se uită la bani, că e vorba să mai bage încă, nu știu, cât poate să costă la de veselu un tur de scrutin. 5.000 de euro. Exact. Pe cap de locuitor, cum ar veni. Pe cap de locuitor. Sigur. Deci o să ducă oamenii, problema este că nu o să-l găsească pe buletin. Și întrebarea mea este, ce vor face? Vor adăuga cu pixul? Nu. Vor desena? A? Își vor anula votul. Își vor anula... Votul lor va muri odată cu primarul. Bă, am văzut una frumoasă la Gicu Gojira, mă. Mm. Cum îi zice, mă, la el? La, de la Țăndărei. La Țăndărei, mă. Bă, ăștia chiar se bucură real. Păi chiar se bucură, bineînțeles că se bucură. Hai, bă, uitați șapcile, bă, luați șapcile, bă! Adică nu, ai văzut vreun copil acolo? Un costum tradițional? Păi nu, mă, vorbim de oameni maturi cu vârsta de peste 18 ani. Ei au votat, ei au dreptul să se bucure. Și vezi, mă, cum e, că e frumos, mă, că să merge și pe tradiție. Pe monarhie, exact, regele, exact, cu tare. Exact, exact. Ai auzit de el? Știi care e problema cu toată treaba asta? Că e atât de serios faptul că ăsta a și admis și partidul și ține în brațe. Da, mă. Acum nu știu dacă a fost consimțământ acolo, că văd că asta nu zice. Primar din Iași a acuzat că a întreținut relații sexuale cu două minore în sediul primăriei. Dar e atât de nasol totul, încât nu nici măcar 0,0001% nu mi se pare amuzant și nici show-ul ăsta nu mi se pare amuzant. Nu înțeleg cum... Bine, am zis de mult, eu când înjuram PSD-ul, eu înjuram și PNL-ul, adică am vrut să fie da, totul... Da, să fie da, un da, echilibru. Corect, corect, corect. Și dovadă că am făcut bine. Întrebarea mea e alta, dacă tot cunoști cazul. Ce crezi? În condițiile pe care tocmai le-ai pomenit, a câștigat sau n-a câștigat un nou mandat? Pentru că omul a candidat. Păi dacă a câștigat ăla de era mor săracu, n-a câștigat și ăsta, oare? Nu știu, sincer nu știu, dar presupun că a câștigat. Presupun că a câștigat. Bă, micuțule, se dovedește că ești un foarte bun analist politic, pentru că, într-adevăr, a fost reales, mă. Da, mă. Nu e. În continuare, e o virtute să recunoști așa ceva. Na, nu e. Mă dezgustă. Nu mai sunt obraznică și nu mai supăr pe mama și pe tata. Și asta o știu, da. Da? Ai văzut și filmarea, ai apucat să te uiți? Nu mă uit, că după aia mă enervez. Eu ajung, eu o iau razna la un moment dat și mi-e frică să nu, Doamne ferește, să nu mă duc
pe stradă să-l caut pe unul și să... Bă, nu e cazul. Nu e cazul pentru că, uite, oamenii sunt fericiți, să știi. Primarul din St. George's Bay, devenit celebru după ce și-a umilit fetița, susține că a câștigat un nou mandat și a sărbătorit victoria cu artificii și sute de oameni în stradă. A câștigat și el un nou mandat. Da, tată. Bă, ăsta a fost ăsta a fost un afiș care a făcut furori în campania electorală. Minunat. Deci, și-a câștigat. Bă, să te cheme Strâmbeanu și să vii cu sloganul îndreptăm întorsura. Și să-ți faci și poza aia în care te uiți un pic. Fii atent. Partea cea mai frumoasă e că omul e de meserie frizer. Deci, oh, shit. Micuțule, lasă-o pe asta. Că sunt toate la rând. Adică e așa. Strâmbeanu. Mă gândesc, o fi dat el sloganul? O fi avut prieteni? Copywriter pe o agenție? Bă, mai știi? La întorsura Buzăului? E posibil. Și a zis unul, frățioare, fii atent că am pentru tine... Aur, zi tăticule, îndreptăm întorsura. Exact. Exact. Și e mișto că e și pe meseria lui, pentru că la frizer, știi când te duci și zice, da, să îndrept un pic perciunii ăștia aici, știi că ți-a luat ăla, bineînțeles că și-a bătut ăla joc de tine. E de la vârtej. Bă, deci îndreptăm întorsura, mă. Minunată, iar poza este bestială. E, absolut. E un selfie ăsta, zici tu? E un selfie. Dar el se uită cumva sub aparat. Păi tocmai tu când îți faci poză, tu te uiți în... Ai dreptate, mă, dar te uiți sub camera. Tu te uiți acolo, da. Să vezi cum arăți. Așa. El se uita la dânsul să vadă. Bă, mă încadrează bine? E bine, mă, se vede că m-am luat aici cu 0,5. Și de-aia i-a și dat-o așa, vezi că se pleacă din... Probabil exact. Că pe aici ajuns să vedea mâna sau ceva. Exact, exact, exact. Mă, îmi place să-mi închipui ce-o fi fost în spatele lui, că se vede că e decupat. Bă, eu cred că de obicei când văd poze din astea, de obicei în spate e oglinda de la baie. În spate, știi? Că fiind și frizer să se vadă și din spate. Cum s-a luat pe aici. Că e bine luat, exact, înțelegi, frumos, exact, ca lumea. Exact, pierdut. Exact. A luat pierdut la spate. Da, da. Bă, e foarte bun ăsta. Da, felicitări lui că... Bă, cel mai frumos afiș, mă, ăsta. Deci ăsta mi-a făcut mie ziua mai frumoasă când l-am descoperit. Sunt Dacian Cioloș, copreședinte USR Plus și europarlamentar și vi-l prezint pe Cristian Corneală, candidatul USR Plus pentru primăria Tulcea. Uite, mă, uneori, după părerea mea, și numele te ajută. În America, tu știi foarte bine, oamenii fac eforturi mari pentru nume de-astea sonore. Da, da. B.B. King, Larry King. Să-ți rămână actori care aveau un nume și după aceea. Și așa mai departe, da. Bă, în România mi se pare că unii oameni sunt norocoși, mă, sunt dăruiți. Și e clar, aici ai mâna lui Dumnezeu, pentru că numele, să ne înțelegem, le vin părinților într-o sclipire, într-o noapte, când stau să gândesc și zic, ăla e. Ăla e numele copilului. Aici, sigur... Cristian? Nu, Cristian e normal, e firesc, e, okay. E ceva obișnuit pe care îl întâlnim des. Bă, dacă te cheamă pe numele de familie Porneală, e clar, da, mă, că trebuie să miște la un moment dat. Bă, nu o luau din prima, că nici Dacia nu pleca din prima, adu-ți aminte. Mare să făcea frig afară și mai îngheța că era benzina cum era. Bă, dacă îmi scoteai jiglerul ăla, pacă, îi suflai de două ori, fugea imediat dopul ăla să înfipsese acolo. Trăgeai puțin șocul, dădeai două pedale la carburator, bă, sfura cheia de mână. Deci... Îți fura cheia din mână. Băi, ce poet ai fost, mă, să mor eu. Am văzut, deci ai descris atât de bine, am văzut fiecare chestie, pe cuvântul meu de onat. Ce-i cu tine? Ce-ai pățit? Ce apă bei tu acolo? Micuțule, ți-aș da, dar nu e indicat în perioada asta. Zic, că nu e... Eu sunt ok, deci... Tu ești foarte ok, asta încerc să spun, că ești foarte ok. Ai înțeles, tat. Deci Cristian Porneală la Tulcea. Bă, dar să știi că asta e o localitate dificilă, cu bătălie mare la Tulcea. Da. Deci, ce crezi? A pornit sau n-a pornit? Nu cred că a pornit, bă. Că e și tânăr săracul. Bă, n-a pornit. Dar ce mă bucură pe de altă parte e că văd, m-am constatat și pe Facebook așa, mai ales din partea USR Plus, bă, foarte mulți oameni tineri. Da, așa. Bă, dar oameni tineri din ăștia care... Știi ce pare că au și nu mai au ăștia bătrânii? Adică dacă pui poza cu băiatul ăsta, sau hai, nu neapărat băiatul ăsta, da? Unul mai tânăr așa care a candidat și pui poza cu Tăricianu sau cu Băsescu. Așa? Bă, ăștia tineri se vede că au jenă în ochi. Au... O eleganță, o decență, zici tu mai degrabă, nu jenă. Da, nu. Că au el, o el nu, pare nu, un om foarte cinstit la locul lui, i-a sunat. Un soi de bun simț și jenă în cazul în care...
Aha. Înțelegi? Da, 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 da. Au potențialul ăsta de a se simți jenați dacă... Nu e cum trebuie. Dacă nu e cum trebuie, gust, cum dacă stai că până la urmă am luat și eu niște bani de acolo, dacă, dacă, știi? Da, 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 da. Bă, da, pare. Da, eu da, cred da. Că e un prim val foarte bun. E un prim pas, să zicem așa. Bună ziua, doamnelor, domnilor, sunteți la Tu alegi, emisiune electorală. Astăzi l-avem invitat pe domnul Cristinel Hoțescu, candidatul Alianței USR Plus pentru primăria municipiului Râmnicu Sărat. Uite, tată, un alt nume de familie cu rezonanță. Lângă mine, acolo. Da, mă, la Râmnicu Sărat, Cristinel, de data asta, ceea ce mă face să cred că mama și-a dorit foarte mult băiat, a ținut atât de mult la el. De regulă, știi, când se pune diminutiv la prenume, înseamnă că, bă, părintele a fost topit, mă, în momentul ăla. Ceea ce e firesc. Acum, eu, în calitate de părinte cu doi copii, spun că n-ai cum să nu fii topit. Dar unii cedează acestei tentații și pun și numele la diminutiv. Da. Negândindu-se că peste ani Cristinel o să aibă și el 35-40 de ani. Nicușor. Nicușor. La fel și la Nicușor. Exact. Dar la mine nu-i mai trist că a devenit asta cu micuțul emblemă, adică nu, și-am ajuns drăguță, domnul nu, Micuțu. Stai, nu, stai, da, da, așa, asta sună frumos, într-adevăr, domnul Micuțu, dar Micuțu are mult umor, mă. Acest nickname are umor mult în spate. Avea. Da, nu puteai să-i zici Micu. Da, mă, dar te obișnuiești la un moment dat. Într-adevăr, asta e ciudat, că Micu a devenit Alind, mă. Foarte ciudat. De la Micuțu, Micu a devenit... A, Micu e alintul tot de la Micuț. Da, da, da. Foarte ciudat. Acum am dat seama. Dar ca să ne întoarcem aici la Râmnicu Sărat, ce zici? Hoțescu? Bă, sunt oameni pe care i-a chemat, nu Furescu, și tot au furat. Era clar ce se întâmplă și totuși... Eu zic că... Drăguț, îți dai seama că e mișto să încerci să-ți imaginezi de unde că se trage numele din... O 3-4 generații în urmă, unul i-a fi zis. Da, nu, n-a mai putut să abține și a zis, bă, tu ești al lui Hoțescu, mă. Și așa a rămas, înțeles, săracu. Al lui Hoțescu din capătul. Da, e mișto, știi, când te gândești, investim în oameni, investim în viitor. Ia zi, tăticule, sunt pregătit să aud. Ce crezi, mă? S-au lăsat românii intimidați de au judecat numele sau s-au dus și au... Deci am văzut pe la Vrancea pe acolo, s-a mai trezit așa s-a mai trezit. Tot omul. Așa e. Slava Domnului, dacă pot să adaug, și... dar voi spune un nu pentru domnul Hoțescu. Bosa, bosa! Caragi, aveți bosa, pot! Bă, mâncai, stai că mai l-am uitat, bă, băi, cât de șmecher e Nea Florinei, toată lumea pe matale, toată lumea te votează, Nea Florin. Mersi mult, Anuțule! Eu cred că așa a fost, pe cuvântul meu, doamnă. Așa i-a făcut poză. Nea Florinei, pe matale, toată lumea. Mersi mult, Anuțule, fă-mă poză. Dar de ce-ți berea? De ce-ți berea? Aleu! Și e și independentată. Asta nu poți să nu o respecti. Iartă-mă. Păi, da, scuze, fraților. Mai avea nevoie omul. Tu nu vezi că este supranumit prințul ghetourilor? Păi, a fresh prince of Bel-Air. Și să știi că mie îmi place când oamenii au curajul să viseze departe, mă. Să țintească sus, mă. Foarte sus. Sus. Sus, tăticule. Păi el și cu Neil Armstrong. Obama de România. Asta a visat omul să fie. E, nu cred. Păcate... PSD-ul a avut un băiat mai bun. Exact. Care a făcut așa. A venit ăla de la PSD. Nea Florinei! Nu e vrei. Ia uite, tăticule, pe asta. Hai, mă, Căscătău, serios? Rivelino. Rivelino și Ruben? Păi da. Hai, mă, nu cred așa ceva. Pe asta nu știu. Stai, mă, puțin. Iartă-mă. Băi, sub ce piatră am ieșit? Împreună pentru Ineu. Wow. Rivelino și Ruben, Căscătău și Budău? Da. Bă, stai-mă un pic, că nu pot să-mi revin pe cuvântul meu. Ce, uite-mă, doi oameni serioși care... La Ruben să știi că merge fața. Dar la Rivelino... Da. Rivelino nu pare. Și Rivelino zici că scoate acum portofel. Vezi? Că are un gest din ăsta așa, din spate așa. Stai, mă, să mă votezi. Nu, mă, buletinul. Scoate buletinul pentru identificare. Și fii atent, bă, platforma, mamă, dar cum e platforma? Știu, asta, social liberal creștină, PSLC. PSLC, bă, dar fii atent ce tu reunește. Tu pe ce ești, frate, PSLC? PSD, ALDE și PNCCD. Bă, săracu, domnul Coposu, bă, cred că se răsucește mormânt, pe cuvântul meu. Bă, cred că s-a răsucit de atâtea ori de nu mai au scânduri pe acolo, ăia. Dar cred că în PNCCD mai sunt cât? 3 oameni?
4. Mult? Mult și așa mi se pare mult. Într-o bibliotecă? Da, bă. E tare, ce să mai... A câștigat Călin. Nu, Bibarț. A câștigat Bibarț, tata, că acolo a fost... Că e mai ușor de reținut. Exact, între Căscătău și Budău, da. La Bibarț. Bibarț. Ei au vrut Budău, dar au zis Bibarț. Te-a mars, două linii și un Bibarț. Păi așa, exact. La Bibarț sau dacă la Darț, exact. Exact, așa au votat, au pus fișa acolo. Ia zi-mă, la ce dăm astăzi, la Căscătău sau la Bibarț? Exact. Hai, dă la Bibarț, tată, că e sezon de Bibarț. Nea Florine! E sezon de Bibarț. Bă, ce mai zbera, săracul. Am prins Bibarțul, atâta Bibarțul. Bă, zbera, săracul. Blocolo. Ia, bă, de aici, l-am ștanțat. Al meu. Sarmi segetuza e pierdută. Dar noi! Dar ei! Dar eu! Noi suntem morți! Nu știu dacă ai ochi buni să citești. Te rog, doar primul rând, atâta. Oh, de Juan. Mamă. Bă, ce e, mă, cu oamenii ăștia? Băi, n-arată, mă, iartă-mă, n-arată Ionescu de Juan de Cebaldan. Ionescu de Juan de Cebaldan. Băi, acum oamenii să ne ierte Dumnezeu și mai ales ei, dacă au puterea să o facă și ei. Mă, n-au nicio vină, pentru că tu când te naști, primești un nume, da? Iei numele de familie al părinților și numele de botez pe care ți l-au ales părinții. Acum să știe că uneori tații sunt mai fericiți în ziua aia când se naște cât un copil. De regulă sunt și singurii care apucă să și bucure, pentru că mamele săracile sunt puțin ocupate o perioadă. Și se mai întâmplă în, știi cum e, în valul ăsta de veselie, mai pui, cum îl cheamă domne pe ăsta micu? De Juan. Și aia n-a auzit, că îți dai seama. Cum? De Juan. El i-a repetat de două ori, știi cum repet eu când dau la căpitanie să ies cu barca și zic Căpitania Mangalia, Velier Wanderer, știi, ca să audă la de două ori. Așa n-am referință. Așa și ei, știi? Rămâne așa? Nu, domne, stai puțin că vrea și nevastă mea. Că probabil, îmi place să cred. Că soția și-a spus și ea un punct de vedere. Nu cred că soția a zis, eu cred că soția a zis Dan. Eu cred că Decebal a fost un unchi ceva. Care a zis, e posibil. Băi, Nașu. Nașu, poate că el a fost Decebal, corect. Care sau... a zis, băi, noi suntem neam de daci. Eu asta m-am gândit. Și de Juan de Juan. Dar și de daci. Ăsta nume de scenă, frate. E păcat să suni la el și să nu zici tot. Adică să nu zici doar familia Ionescu. Așa e. E păcat. Trebuie să zici familia Ionescu de Juan de Juan de Cebaldan. Da. Frumos, domnul de Juan de Juan de ce baldan e acasă. Băi, e de azi de dimineață, mă, e proaspătă. Nu știu pe asta. Au avut în curte o găină care face 4 ouă pe zi și nu i-au dat grăunțe. A zis pandele. La cine s-o fi referit? Băi, eu cred că... De la... capul meu. Cum îi zicem? Zi, mă. Zi. Nu, Negoiță a plecat de la PSN? Da, mă, micuțele. Nu m-am gândit, mă. Chiar nu m-am gândit pe cuvântul meu. Cum de nu mă știi gândit? La Negoiță, sref. Da. Pentru că e și zona aia, știi, cu rinul, cu toate alea, unde e mai multă vegetație și poți să lași, poți să-ți faci un puteț. Știi? Și de acolo și asta, găină cu patru. La asta s-a referit. Băi, băiete. Deci nervii au fost mari, dar și creativitatea pe măsura nervilor. Bă. Au avut în curte o găină care face 4 ouă pe zi și nu i-au dat grăunță. Și ea a zburat după aia pentru că s-a transformat într-o albinuță. Frumos. Care s-a întors acasă la stup. Deci cu ce sentiment ai intrat tu luni dimineață când te-ai trezit? Chiar sunt curios. Întâmplarea face că luni dimineață am și condus prin București. Așa. Și oamenii erau la fel de supărați, la fel de încrâncenați, la fel de traversând fără să se uite, la fel de tăind o bandă fără să se uite, la fel de tăindu-ți fața calea, la fel de... E vorba și de o tradiție aici, mă. Nu o să-i dăm cu piciorul imediat. Bă, de asta, că și eu aș vrea, am lansat o invitație la domnul Nicușor să vină la podcast, că și eu vreau să ne întreb niște lucruri. Frumos. Bă, absolut cinstit, așa, știi. Bă, e cazul să ne bucurăm sau nu? Da, mă. Asta e o întrebare. Prea ne-am bucurat.
Adică s-a bucurat lumea. Și de obicei s-a, dacă mai ții minte și de la prezidențiale. Da. Da, fel. Sigur că ții minte, că nu pot să uit. La mai fel. Ții minte chiar și pași după aia, niște intervenții foarte reușite după câștigarea alegerilor la o perioadă de timp, când cineva simți nevoia să ștergă pe jos cu toată bucuria aia. Asta e, că se întâmplă. Dar știi cum e? Până la proba contrarie, în mod normal ar trebui să pleci și să gândești pozitiv. Să zici, mă, uite, eu ți-acord încrederea mea. Încrederea, exact. Din ce am mai citit eu prin cărți, bă, ce că ar funcționa? Ci că dacă îi spui unui om deschis în față, de la bun început, că tu îi acorzi încrederea lui, dacă ai ocazia să faci asta când discuți cu el, el ci că s-ar strădui să nu te dezamăgească. Când sunteți față în față, spui. Da, da. Asta e cu totul altceva. Da. Vezi că până acum România a investit încrederea fără să fie față în față cu omul respectiv. Ești față în față cu omul pe care îl alegi doar înainte de vot. Doar atunci când ies el pe stradă să spună, nu știu dacă știți, dar eu am... Să rămână! Doar atunci ești față în față cu ei. Și doar atunci poți să faci din astea de hai că vă mai așteaptă lumea acolo. Doar atunci. Asta e, cred că de asta și descurajarea asta, știi, când vine vorba de vot. Că n-ai senzația asta, de fapt, de încredere deplină. Sau de puterea pe care ți-o oferă vocea pe care o ai când pui ștampila, știi? Nu, atâția ani gândești cât... Gândește-te, Doamne ferește, zici. Da, ne-am pălit timp de așa este. Știi? Au trecut 30 de ani și simți că s-au pierdut 30 de ani. Uh-huh. Când ar fi putut să investească 30 exact, de ani. Exact. Știu, ăsta e sentimentul, într-adevăr. Adică, luni dimineață, să fim serioși, ne-am trezit sperând, ca de obicei. Da, ceea ce facem de 30 de ani încoace. Exact. Nici nu cred că avem altă variantă. Momentan. Eu oricum sunt de principiu, s-a mai anunțat la masa asta și cu alte ocazii. Bă, când ceva nu merge, schimbi. Acum nu e neapărat că o să și meargă. Dar nici nu mi se pare că ar trebui să cedezi la prima schimbare. Adică schimb, nu merge, schimb, nu merge, schimb, și nu merge. Mă, schimb până când merge, mă. Plus că în sfârșit ai o variantă pe care n-ai încercat-o până acum. Asta mi se pare cel mai bun argument. Da. Adică nu mai e doar rău mai mic, e, sau rău mai puțin rău, e o variantă pe care n-am încercat-o, domnule, până acum. Degeaba, adică toate chestiile astea pe care și tot contextul ăsta în care s-a dus lupta cu stai că până la urmă ăștia au făcut, au furat. Ce au furat, tată, că abia au venit? Nu-i, n-au apucat. Lasă-i un... Să nu-i supraestimăm. Stai, exact. Mă, să-i vedem dacă se întâmplă. Pentru că și furtul ăsta, bă, să ne înțelegem, are și el valențele lui. Adică nu oricine știe cu furatul cu astea. Păi... De ce crezi că supărați ăștia când l-au văzut pe Nicu Șorta? Că nu știe, mă. Se vede că nu știe, mă. Serios. Adică nu că țin parte, jur, n-am din asta. Bă, dar te uiți la dâns un pic. Nu e, mă. Nu e. Îi știi pe aia, îi vezi pe aia care... Acum ai ceasul, mâine ai ceasul. Dânsul nu e, mă. Maxim te ajută la ceva. Hai, mă, acolo, să te ajut, da, la lucrarea de control. Egal 10. Atât. Altceva. Și eu cred că, revenind, eu cred că, de fapt, ne-am bucurat, ca de obicei, că pe românești am dat omul. Cred că asta a fost. Cred că asta, de fiecare dată asta a fost. Bucuria de acolo începe. Oricât de cinstiți, oricât de oameni buni am fi noi, oricât de umili, oricât de la țară, oricât de... Românul are chestia asta, bă, băiatule, și nimeni nu cred că o să o ia vreodată. Plăcerea asta. Plăcerea asta de da, mă calci, păi la un moment dat, tăticule, mai deschide un pic gura. Băi, știi cum e? Am dat-o și noi odată, după ce am luat-o 30 de ani de ne-a ieșit și pe urechi. Da, exact. Am mai dat-o și noi din când în când. Rar, ai, de câte ori am avut ocazia? Păi, na, mă, ca omul căsătorit. Asta nu știu, da? Nu știu, dar zic. Îmi dau, eu asta am făcut tot de când m-ai chemat, mi-am dat cu părerea. Hai că totul e bine când se termină cu bine, iar acum mă pregătesc să închei și giveaway-ul pe care l-am inițiat acum 3 săptămâni. Ca să impact și pe cei care au participat pe Instagram și pe ceilalți care au ales să-și încerce norocul pe YouTube, am extras cu ajutorul aplicațiilor Comment Picker câte 5 finaliști din fiecare platformă.
Iar acum, pentru lovitura de grație, o să-i rog pe cei 10 aleși, doar pe ei, cei 10 finaliști, să-mi spună chiar aici pe YouTube, într-un comentariu la acest post, să-mi spună, deci, la ce vor folosi în principal tableta, cu tot cu tastatura și penul incluse, se înțelege. Și neapărat să adauge hashtag finala. Cât aș fi de prins? Săptămâna viitoare voi extrage cu ajutorul aceleași aplicații, Comment Picker, cel mai fericit dintre pământeni. Aici, sigur, exagerez eu puțin, pentru că în realitate o să descoperiți că fericirea nu stă în deținerea de obiecte, oricât ar fi ele de frumoase. Acestea fiind spuse, nu mai rămâne decât să vă mulțumesc pentru atenție și să mă retrag discret un pic mai jos printre comentarii, unde sper să ne distrăm cel puțin la fel de tare precum în podcast. Sunt Andy Moisescu, mă înclin. Voie bună!